Yeah.
Slăvit să fie Domnul. Întrebarea cea mai mare. Ai necazuri? Te apasă greutăți fără de nume? Cine nu le are, frate, astea în această lume? Însă, dacă vrei povara să nu-ți pară grea și mare, vino la Iisus. El este ajutor și ușurare. Harul lui ceresc îți face a necazului povară, de-ar fi mare cât un munte, mică, dulce și ușoară. Ești bolnav și în suferințe te topești și te aprinzi? Câți nu sunt acum în lume schilodiți și suferinți? Boala sufletului însă e mai grea ca orice boală. Rar de tot sunt cei ce scapă, rari sunt cei ce se mai scoală. Vrei să scapi de boala asta? Vrei să afli vindecare? Cheamă pe Iisus, El singur poate să-ți mai dea scăpare. Ești hulit și lumea întreagă purul te bajocorește. Ești disprețuit și lumea pentru un bine te lovește. Nu te necăji că glasul Evangheliilor spune: fericit aceia care sunt bajocoriți de lume. Rabdă totul, iar în clipe de povară și durere, spune-i lui Iisus șaflavei alinare și putere. Ești tu mântuit? Aceasta e întrebarea cea mai mare. Ai aflat tu jertfa crucii și ai veșnică iertare? Nici necazul, nici durerea, nici prigoana, nici lovirea, nu-s nimic când tu ai pacea ce-o dă în suflet mântuirea. Mai mult încă, chiar în astea simți cereasca bucurie, ce nu-i clar s-o poată spune, nici condei s-o poată scrie. Amin. În orice timp și în orice loc, eu nu mai e. Unde avem speranță pentru rezolvarea greutăților noastre în afară de Mântuitorul Iisus Hristos? Am să cer binecuvântarea Domnului peste sora Rodica, care ne învață în mod cu totul deosebit, întrucât în toate cuvintele care s-au folosit astăzi s-a vorbit despre Cuvântul lui Dumnezeu. Și sora vine cu o concluzie în 3 minute, care ne spune: Cuvântul este lumina care călăuzește oameni și dăinuiește în veci. Noi, ca oameni, am ascultat și în cuvântul fratelui Vasile. Nu avem o lumină proprie. Lumina noastră este ca lumina lunii. Luna primește lumină de la soare. Așa și noi primim lumină de la Domnul nostru Iisus Hristos. Aceea este lumina care va lumina în jurul nostru. Apoi aș dori să mulțumim fratelor nostru Ciprian, care ne-a dus un cuvânt cu pretenții, care ne solicită, dar care cu atâta este mai frumos și care a reușit să închege într-o cifră a lui Dumnezeu, 7, puterea cuvântului și efectele, cele 7 efecte pe care le-a amintit fratele, că le are cuvântul lui Dumnezeu asupra noastră și la care ne stă bine să medităm. Sigur, cuvântul lui Dumnezeu nu are numai cele 7 efecte, ci are mult mai multe, dar acestea au fost extraordinar de bine sintetizate și pe înțelesul nostru să medităm la ele. Care este calea pe care o alegi? Ne întreabă retoric fratele nostru Vasile.
cum să avem lumină? Și tocmai am spus, doar de la Iisus Hristos putem să avem lumină. El ne luminează. Trebuie, într-adevăr, să facem o alegere, dar vom ajunge la acea alegere doar atunci când, așa cum a spus fratele, vom căuta lumina aceea, vom căuta calea aceea la care ne-a chemat Domnul. Am lăsat la urmă pe invitații noștri, scumpii noștri de la Jibou astăzi, sora Lidia și fratele Iulia. Sora este binecuvântată cu o inimă mare pentru Domnul, care m-a emoționat profund. Eu chiar am întrebat pe fratele Iuriu dacă sora a făcut școală populară de artă sau ceva, pentru că cântă extraordinar și pune toată inima spre slava Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea să cerem binecuvântare pentru sora noastră, ca să poată lumina și alte inimi din cântarea Dumnezeu. Am lăsat la urmă pe fratele Iuliu, pe care îl onorez în mod deosebit, fiind un prieten al părintelui meu. Și vrând nevrând mi-am adus aminte astăzi de acea vreme pe care cei care avem păr alb ne aducem aminte de ea. Și știm prin ce au trecut frații noștri din biserică, eu știu mai puțin, dar prin fratele Iuliu am aflat. Și prin alți frați pe care i-am cunoscut. Și nu aș dori să uităm, după ce plecăm de aici, că fratele ne-a adus aminte. Nu că nu am ști, că noi știm, dar ne-a adus aminte că avem 4 aturi binecuvântate la îndemâna noastră, cu care să mergem acasă și să ne luptăm să facem voia lui Hristos. Și adică, unul, Dumnezeu este pentru noi, Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu este în noi și Îngerul Domnului tăvărește în jurul nostru. Aceste învățături valoroase să nu le risipim, frate, și să fie o încurajare pentru sufletul nostru. Să știm că dacă Dumnezeu este așa cu noi, cine poate fi împotriva noastră? Nu trebuie să ezităm. Mulțumesc foarte mult și fraților din echipa de închinare. Vă mulțumesc și frăților voastre. Aș dori să vă aduc aminte că săptămâna viitoare avem programul obișnuit. Marți la penitenciar pentru cei care doresc să participe. Miercuri este ora de studiu, de la ora 19, de la ora 18, joi, este citirea Scripturii, pentru cei care doresc să cunoască mai multe despre Cuvântul lui Dumnezeu. Vineri avem zi de rugăciune și apoi duminică program de adunare obișnuit. Vreau să mulțumesc și fratelui nostru foarte proaspăt, Ovidiu, care astăzi a fost la prima acțiune oficială de la acest anvon, de la această tribună formidabilă, prin care noi încercăm să aducem cinstirea noastră Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să încurajez pe fratele pe care nu îl cunosc, da? Și să cuvântul meu ar fi că dacă mănăstirea aceasta este în planul Domnului, se va face. Amin. Și rugăciunile noastre le vom aduce în acest sens. Ca să se facă voia Domnului. O să încheiem adunarea noastră cu o cântare, apoi după cântare
rog pe fratele Augustin să ceară binecuvântarea Domnului peste noi și familiile noastre și însoțirea Lui până la casele noastre pentru toți. Mulțumim încă o dată Domnului, vom face și colecta în timpul cântării. Slăvit să fie Domnul Iisus! Lumina,